Bună dimineața! Bună dimineața! Iar la treabă, iar la show, iar la spectacol. E foarte dimineață, e 7 dimineață. Iar eu sunt în gară, în Leicester. Aștept următorul tren spre Peterborough. Astăzi merg în Peterborough pentru că n-am mai fost de mult. Mă gândeam mereu că e scump biletul. 24-25 de lire biletul dus și întors, dar e momentul să merg și în Peterborough, n-am mai fost de mult. Da, astăzi am luat în plus câteva chestii, este foarte greu, deja am transpirat, pentru că am mers și repede, crezând că am să pierd trenul, nu l-am pierdut, a venit pe vreme, cu 10 minute înainte de sosirea trenului. Da. Astăzi mi-am luat boxa mare cu mine, pentru că mi-am cumpărat o baterie nouă. Sper să mă țină cel puțin 3 ore. Mi-am luat pălăria nouă. Am să vară mai târziu. Deja a anunțat opririle. Fac cam 40 de minute până în Peterborough. E o căldură suportabilă, să spun așa, un soare fenomenal, sper să fie lume, am toate speranțele și în tren, de multe ori în trenurile din Anglia o să vedeți serviciu de catering, adică e o persoană cu un căruț, cu produse, cu mâncare, să spun așa, care vinde călătorilor. E un picuț mai scump, dar eu pot să beau o cafeluță, un ceai, un suc, ce vrei, un sandwich, un snacks. Și cred că e bine pentru cei care s-au grăbit și n-au mâncat acasă. E bine, deci dacă vrei să călătorești aici în Anglia și nu ți-ai cumpărat mâncare, poți să-ți iei de la serviciul de catering din, de pe trenurile din Anglia, UK. Eu zic că e bine. Ceea ce îmi place e că e o zi frumoasă și cred că vei avea o zi excelentă. Ce îmi place foarte mult aici în Anglia e că au poduri peste peroane și un acces mai ușor cu lift. Asta îmi ușurează foarte mult transportul bagajului foarte mare. Uite că am văzut liftul. Peterborough are un centru mare, îmi place foarte mult, catedrala e foarte faimoasă aici și mall-uri, mall foarte mare, enorm, enorm de mare, așa că am intrat ca să nu mă bată soarele, pe partea alaltă mai este o intrare spre centru, dar asta e mai acoperită și nu mă bate soarele, așa că caut ceva să mănânc, breakfast. Și apoi, la treabă, showtime! Am
Am ajuns în centrul orașului, aproape de catedrală. Dar catedrala este atacată. Este atacată de monștri. Ia priviți. Aveți grijă dacă veniți astăzi sau zilele astea în Peterborough, aveți grijă la monștri în catedrală, da? Lăsând gluma la o parte, am căutat un loc unde pot să stau cu marinetele, dar se pare că e cam ocupat. E cineva acolo cu un acustic, o chitară acustică, care se aude toată strada unde vrea să stau eu. Mai încolo tot un băiat cu chitara se pregătea deja și e ora 10, da? Nu pot sta la soare. Nu pot sta la soare pentru că e... Te frige, frate. Nu, n-ai cum. Am venit aici sub niște pomi, dar e aproape de băiatul cu acustica, cu chitara. Acum a făcut o pauză, dar când o să înceapă, aș vrea să văd cât de tare se aude. N-am fost la vale, n-am găsit loc. Sunt un pic cam supărat din cauza asta, dar sper că am să stau aici, la umbră. N-am să pot să stau la soare. Asta e. All right, Peterborough, let's have a great afternoon today with Showtime 7, right here, right now. Let's enjoy the show, this beautiful show named Showtime 7, with amazing puppets, marionettes. You will have a great, beautiful, amazing show. Just stop for a minute. Stop for a minute, smile with Showtime Travel. What's the time? I don't have this watch. It's Showtime! Mi-am dat pălăria jos din cap, că e prea cald. E prea cald, chiar la umbră. Cred că sunt vreo 30 și ceva de grade. Am să plec ca mâinițele. Da. Eu am cam terminat pentru că sunt obosit mental. Sunt obosit. Nu știu dacă mă credeți, dar și meseria aceasta de păpușar obosește foarte mult, mental mai mult. Fizic sunt ok, doar puțin spatele, că stai aplicat, păpușar. Dar în rest e bine. Cred că am să strâng și să plec spre gară. Să mă duc să mănânc ceva, să-mi iau apă că nu mai am. Și cam asta e, a fost excepțional, a fost bine, pot să zic. Lume multă, lumea reacționat foarte frumos, a plecat băiatul ăla cu chitara de acolo, e bine, a fost foarte bine. Am ajuns pe gara, aștept să vină trenul la linia 6, am fost la baie. Bai, aveam o presiune de vezică. Păi, da, nu pot să las poate baltă și să plec la toaret. E cam riscant. Bine, aș putea spune cineva mai în vârstă, mai de încredere, așa, să aibă grijă, nu, că nu mi s-a întâmplat niciodată, dar eu sunt mai precaut, așa. Da. M-am înviorat, e cald tare, zilele astea, în România sunt 45 de grade la umbră, aici sunt vreo 30.